Frică mi-a fost de tata. Cred că dacă să zic de cine, de tata. Dar și de ce? De căței, de câini. Mi-a fost frică în copilărie. Eu cred că în copilărie eu mă temeam de taică-mea, în primul rând, pentru că el era destul de dur și așa, destul de pedant în ceea ce ține de și fac copilul și cât îi lucrează și cât îi livrează pentru bunăstarea, să zic, a familiei, respectiv obsesia asta lui de a nu și bezdelniși. Tot timpul era în capul nostru cumva și noi tot timpul încercam să facem tot posibil ca taică-miu să nu supere pe noi. Fricile mai mari din copilărie au fost mai mult despre nesiguranță, cred că. Nesiguranță, da. Pentru că nesiguranța despre viitor, cu cât mai mult creșteam, cu atât mai mult îmi era frică de societate în jurul meu. Strașnică întrebare. Probabil frica de întuneric și de ce se va întâmpla în serialul Twin Peaks. Înainte de Twin Peaks tot nu era frică de întuneric, dar cred că e ok unui copil să fie frică de întuneric. Soluția era o gheală deasupra capului care proteja. Dar sub o gheală nu era întuneric? Ei, sub o gheală deja avea loc adormirea. Mi era frică noaptea de extraterestri. Mereu aveam impresia că nu știu de ce, că o să vină extraterestri noaptea și o să mă răpească. Da. Era frică de câinii mari. Și poate de oamenii răi. Nu vroiam să-mi decepționez cumva părinții. Pentru că știam că mereu își pun speranțe în mine. Că sunt copilul lor și vor ca ei vor ca eu să reușesc. Asta probabil era, nu știu dacă neapărat o frică, dar era cu siguranță o grijă continuă. Mai cu seamă atunci când se termina anul și trebuie să vii cu agenda acasă și să arăți notele. Adunările de părinți. Dacă tot e vorba de adolescență, probabil primele interacționări cu fetele. Uneori asta tot e o perioadă mai așa, mai complicată pentru un băiat tânăr. Nu știi cum să faci asta. Da, cu siguranță au fost momente în viața profesională, să zic așa, chiar la început. Eu trebuia să fiu inginer și la un moment dat m-am setat, fiind la facultate de inginerie electronică, m-am setat că așa e societatea, așa e viața și nu întotdeauna în viața asta noi trebuie să facem ceea ce ne place și eu am încercat să mă convinc foarte mult timp că eu pot să fiu inginer. Respectiv m-am angajat ca și inginer la un moment dat într-o companie, fiind primul meu job și acolo în 2001-2002 eu am ajuns la un moment dat în momentul în care am înțeles că eu s-ar putea să fiu un om pierdut pentru că am acceptat niște reguli de joc, pentru că am acceptat să mă aflu într-un anumit mediu. Și am început să mă gândesc serios că de aici încolo, gata, eu nu mai dețin controlul, eu sunt cumva robul acestei societăți care au reușit să mă îndoaie. Uneori ajung în situații în care eu pot să scap o vorbă sau două, care tot cam sunt posibil violente pentru unele persoane, dar pentru alții nu. Și eu prefer să mă comport cu alții în așa fel cum eu aș prefera că ei se comporte cu mine. Nu mereu este cazul și eu mai mult
am frici nu de faptul că eu nu pot controla ceva, dar de faptul că alte persoane îmi pot provoca violențe numai din motivul că eu nu corespund așteptărilor. Au fost situații dificile pe care eu le credeam ca un impas și aveam gânduri suicidare, dar cumva le-am depășit și acum nu știu care ar fi situația atât de dificilă în care eu nu o să cred că ar exista o ieșire. Dar bănuiesc că ele ar putea exista, numai că eu încă nu am ajuns în astfel de situații și eu sper că o să-mi ajungă forța să le depășesc, pentru că viața e grea, asta și ea nu e mai grea pentru altcineva, pentru că nu putem compara greutatea vieții a fiecăruia. Viața pur și simplu este grea. Nu. De ce? N-am făcut armata pentru că nu consider că A. armata este o soluție, B. pentru Republica Moldova, mai ales, armata nu este o soluție. Da, sigur, am făcut facultatea militară de aviație din orașul Sizrani și apoi mult serviciu militar în funcție de pilot, de copilot, pilot-comandant. Nu sunt adeptul războiului în niciun fel. Sunt o persoană pașnică sau cel puțin așa tins, mă cred eu. Cred că orice conflict poate să fie evitat dacă ai creier în cap. Mai cu seamă, dacă vorbim de Republica Moldova, armata nu prea are sens într-o țară atât de mică, fără resurse. Și niciodată nu aș vrea să iau armă și să mă duc la luptă în numele unor interese și a unor oameni. Eu am fost înregistrat în comitetul militar la 16 ani, când învățam la școală, pentru că ei deja făceau screening de populația de băieți de vârsta care se apropie de 18 ani. Și la 16 ani puneau pe toți la evidență pentru ca ei să fie recrutați la 18 ani. Eu încă la 18 ani învățam la școală, am absolvit la 19 ani. După asta am intrat la facultate, la Chișinău, și am primit o dată sau de două ori notificare de a fi prezent la acea instituție din Bălț, pe care am ignorat-o, pentru că învățam la universitate. Și știu că dacă înveți la universitate, pentru perioada de timp, ești scutit de serviciu militar obligatoriu. După asta, eu nu știu ce s-a întâmplat în datele lor de bază, eu nu mai am primit notificări și respectiv n-am fost prezent la acea instituție niciodată și nu am mai fost invitat niciodată, chiar după absolvirea facultății. Dacă ar începe război în Moldova, eu cred că m-aș înrola. Asta eu spun acum, pentru că fiecare din noi, atunci când ești pus teoretic în fața unei situații, tins, crezi că tu ești mai bun decât ești într-adevăr și întotdeauna tins să crezi că asta ar fi cel mai bine și cel mai corect să te înrolezi în armată. De altă parte, s-ar putea, nu e exclus, că având 3 copii, având familie, s-ar putea eu să realizez că e riscant sau e mai logic să
evadez, să-mi salvez familia, decât să încerc să salvez o țară. Acum, revenind la, sau vorbind despre țară, iarăși această renunțare la luptă, probabil ar veni și din faptul că eu acum sunt într-o fază în care nu sunt foarte sigur că țara asta vrea să fie salvată și nu sunt foarte sigur că în țara asta trebuie să fie ceva. Depinde care ar fi războiul și pentru ce ar fi războiul. Cu siguranță dacă e vorba de anumite interese mai puțin pașnice a unor persoane care teoretic ne-ar ataca, atunci războiul ar fi justificat ca o metodă de apărare. Dar numai în acest caz, probabil. Nu știu, eu am participat în război, mie nu știu cum să vă răspund la întrebarea asta. Mai mult toate războiile sunt niște jocuri politice. Să vă zic, da, mi-aș apăra familia. Mi-aș apăra familia, mi-aș apăra patria, dacă asta ar merita și într-un marele sens a cuvântului. Aș face asta. Dacă ar fi declarat un război și asta ar coincide cu ceea ce cred eu despre cel război, probabil că m-aș implica. Dacă nu aș fi de acord, atunci aș căuta să nu mă implic. Nu cred. Nu sunt patriot, pentru că eu nu... Mă rog, există diferite definiții a patriotismului. Pentru mine patriotismul înseamnă să te dedici și să faci tot ce poți în locul în care te afli. Ori în cazul Moldovei, foarte des acest patriotism este cumva dus până la obsesii sau până la fanatism și se rezumă la a fi patriot înseamnă a-ți iubi țara indiferent ce se întâmplă și a lupta pentru dânsa indiferent cine ți-o cere. Nu. Weekendul ăsta, pur și simplu o perioadă foarte intensă, și s-a acumulat un stres mare. Am avut și am trecut și prin situații mai dificile pe plan de comunicare cu oamenii apropiați și pur și simplu am plâns pentru că nu mai puteam. Acum un an, cred că am fost la mormântarea unui fost coleg de serviciu, un neni foarte, foarte, foarte de treabă, un bătrân, era deja destul de bătrân, și îți aminte că am plâns ca un copil la mormântarea lui. Asta era cu un an și eu sunt, în general, mie îmi place să plâng, dacă sincer, adică eu sunt destul de emotiv de felul meu și când plâng, atunci când dau afară emoțiile, mie mă ajut să mă resetez cumva. Și eu cred că mormântarea acestui coleg a fost cumva un motiv pentru mine să mă mai gândesc încă o dată la ce facem noi în lumea asta și cât de trecători suntem. De mult. De ce? De mult. De ce am plâns? Din cauza faptului că îmi părea rău că s-a întâmplat un lucru rău, că cineva a murit. Când a fost înmormântat bunelul. A fost apropiat de bunelul tău? Și da și nu, cumva am avut mereu o legătură mai deosebită, pentru că eu eram cumva continuatorul în familie, cel care duce numele de familie și deseori aveam discuții despre ce vreau să fac în viitor, ce planuri am, cu ce mă ocup. Și vedeam oarecare grijă deosebită și, nu știu, era o relație care cumva depășește relațiile pur familiale între oameni. Eu când vreau, eu plâng și nu-mi este rușine pentru că este sentimentele mele și nu-mi e rușine dacă cineva o să mă vadă plângând.
Pentru că este vulnerabilitatea mea pe care eu nu trebuie să o inhib, pentru că dacă o să o inhib, atunci o să sufer de altceva care o să fie mai grav pentru sănătatea mea. Să vă zic așa, am plâns de emoții pozitive. Am plâns ultima oară, bucurându-mă de succesul fiicei mele. Asta a fost ultima dată. Bărbații, știți, se străduie să ascundă emoțiile astea. Nu mai țin minte, au fost și așa cazuri, cred că au fost și de astea. Dar sunt mai, poate mai intime așa, care nu le pot deschide. Sora mea a fost mereu alături de mine de când eram mic și probabil e omul care mă cunoaște cel mai bine. Soția, probabil, deși nu mă destainui destul, pentru că iarăși pentru atunci când eu am cunoscut-o pe soția mea, atunci când noi am început să avem o relație, eu am încercat ca tot omul, ca tot bărbatul, mai ales, am încercat să bravez, am încercat să-i demonstrez ei că sunt foarte bun de instinct. Și în momentul în care am scăpări, în momentul în care îmi dau seama că sunt slab și sunt vulnerabil și în momentul în care îmi dau seama că sunt în impas, eu încerc să țin asta în mine și încerc să mă conving pe mine că de fapt asta e iarăși problema mea și nu neapărat ar trebui să o spun cuiva. Sunt câteva persoane, sunt prietene, sunt femei. Adică așa este că prietenile mele cele mai apropiate sunt femei. E soția, categoric ea. Este care, cred că ea și unica ea. Eu cred că cel om sunt eu, în primul rând. Și al doilea? Greu de spus, depinde de situație. Dar de obicei tind să mă destăinui persoanei care participă în acel, cumva are un rol de jucat în acea situație. Aici iarăși e o problemă cu viața mea de familie, pentru că eu niciodată n-am știut ce planuri au avut părinții mei cu mine, pentru că ei niciodată nu mi-au spus ce ar vrea ei să vadă în viitor. Cu siguranță ei vroiau ca eu să am o familie, cu siguranță ei vroiau să ajung să am nepoți și să am bani să nu duc foame. Cu siguranță asta era tot ce puteau ei să-și dorească. Mi-aduc aminte că de multe ori părinții mei nu neapărat acceptau faptul că eu trebuie să învăț mai mult decât să lucrez pe afară și să fac tot felul de chestii prin gospodărie, pentru că ei credeau că eu și așa sunt destul de deștept și mă descurca. Fiecare dintre ei se aștepta la lucruri diferite, cât mai aproape de ceea ce erau ei de fapt. M-am îndepărtat de domeniul academic în care ambii mei părinți au activat, respectiv nu știu dacă am îndreptățit așteptările, dar probabil că era vorba de profesor la universitate care este îndrăgit de studenți și lucrează foarte mult, studiază, devine mega doctor în științe nu știu de care. Și așa mai departe. Asta probabil era ceea ce vroiau părinții de la mine. Nu știu cât de mari au fost așteptările, în orice caz mă bucură faptul că niciodată părinții nu au intervenit în alegerea mea, ce să fac, cu ce să mă ocup. Acum 10 ani eu am avut prima dată senzația că eu pot să dezvolt cinematografia din Republica Moldova. Și eram sigur că în 10 ani, adică astăzi, cinematografia Moldovei o să fie una foarte dezvoltată și noi o să fim cunoscuți în toată lumea și o să funcționăm ca și industriile din Franța, România, Germania și alte țări în care eu fusesem. În liceu anume? Ok. În liceu vreau să fiu actor. Nu s-a întâmplat asta,
sunt jurist. Asta e. Asta e și marea dilemă, dacă sincer, că societatea nu vrea nimic de la mine, ci oamenii în general, societatea, lumea în general, nu vrea nimic de la noi, de la fiecare din noi. Sunt niște rigori pe care fiecare din noi și le creează în dependență de mediul în care se află. Și nu neapărat dacă eu fac film, asta nu de atât că cuiva îi trebuie. Eu fac asta de atât că în primul rând mie îmi trebuie și de atât că eu asta știu să fac. Nu cred că are nicio așteptare de la mine. Nu cred că noi ca societate am ajuns la un anumit nivel de evoluție în care să avem o conștiință cât de cât dezvoltată și să ne permitem luxul de a identifica oamenii mai răsăriți și de a-i încuraja să facă lucruri mai bune, mai frumoase. Societatea de la mine așteaptă ca să fiu cu minte. Să nu ies din tiparele clar definite și preconcepute pentru mine și pentru alții. Mai are așteptări de la mine ca Artem care s-a născut cu anumite caracteristici sexuale și înregistrat în acte ca persoană de sex masculină, ca să fiu productiv, ca să fiu puternic, ca să am o familie, ca să fiu heterosexual, ca să fiu alb, ca să fiu tare, ca să pot să fiu exploatat. Exploatat pentru continuarea societății sau vieții societății noastre în felul cum asta este deja practicat de mii și de sute de ani, ca să fiu ca să fiu în top, să fiu presus de toți și de toate, și mai ales mai presus de femei. Greu de spus. Eu mie mi-e frică în general de lucrurile care nu merg conform planului. Da? Deci dacă planifici ceva, ai în cap, nu neapărat un plan bine integrat, dar oarecare viziune și se întâmplă ceva care face practic imposibil realizarea viziunii, atunci e rău și de atâta eu mă tem. Dar orice bărbat cred că are frica sau o spaimă, o frică de ziua de mâine. Mai mult cred că pentru ziua de mâine a copilului, a copiilor noștri. Că e o situație destul de instabilă în țară și în obște peste tot. Asta e cea mai mare frică. Astăzi îmi este frică să iau anumite decizii care îmi vizează viața în viitorul apropiat, nemijlocit. Și nu mi-e atât frică să le iau, dar să le pun în aplicație. Și adică să trec de la decizie la acțiune. Dacă o voi trece, atunci îmi va schimba viața și bănuiesc spre bine. Dar e greu. Nu vreau să am regrete la sfârșit. Probabil asta e frica mea cea mai mare. Să ajung la sfârșit, la sfârșitul vieții undeva și spun că am regrete. Asta ar fi cel mai nasol lucru. Nu vreau să am regrete la sfârșit.